Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bumbane, ia citește puțin chestia asta. Ce asta? Citește puțin. Cu voce tare, da? Mondenii sau obscenii? What? Băieții din barul Mondenii au servit clientele la Bustul Gol de 1 aprilie, devenind astfel parte din lumea pe care au criticat-o atâția ani de zile. Oh, cine a scris aberația asta? Cine să scrie, mă, Bogdane? Un deștept cine să scrie? Cu studii superioare. Înțelegi? Băi, sunt incredibili, sunt absolut incredibili. Bă, chiar am a fost... un subiect și îl mulg. Îl întorc pe toate fețele ca să fie repede scandalul. Dar chiar a fost drăguță chestia pe care am făcut-o de 1 aprilie. Da, hey, era o ciocă, frate, era o 1 aprilie, toată lumea râde. Dar ce le-o fi venit, mă? Ce să le vină, mă? Nu le-a venit nimic în cap. Înțelegi? Ăștia sunt în stare să-și vândă familiile. S-o transforme pe maica Tereza în traficantă de organe. Cum, mă, Bogdane, mă? Cum obscenii, mă? Noi! Obsceni? Tu? Obsceni? Păi ăștia, frate, care au fata de la pagina 120. Ah, hello? Ne fac obsceni pe noi. Lasă-mă, de așa ce au zis. Incredibil. Păi lor le-a plăcut. Da, hai, mă, Mirela, mă, că e super ok, mă, suntem pe prima pagină, o să fie bine. Avem publicitate, o să vină lumea în bar, oprește-mă. Stop. Este incredibil, absolut. Bogdane, tu înțelegi, noi nu avem nevoie de așa ceva. Da, știu. Repetă după mine, nu avem nevoie de așa ceva. Nu avem nevoie de așa ceva. Mă duc să rezolv. Auzi? Hmm? Nu miroase a... A lumânării, da. Am pus niște lumânări mai devreme și am suflat în ele, că, mă rog... A. Atmosfera a fost de nedescris, iar Angel Popescu arată ca o statuie sculptată cu lingura. Ai auzit, mă? Arăt ca o statuie, tati! Așteptăm cu infinită nerăbdare propunerea mondenilor pentru ziua bărbatului. Ne întrebăm dacă și Dea și Mirela vor fi la fel de deschise. Cum adică deschise? Dea? Dea? Dea! Nu, nu, nu! Nu faci și mie unesc cu cola. Bă, da, mă, să fac, dar ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Nu, nu, am avut o noapte grea. Se mai întâmplă, da, acum, ce să zic, mă, bani, am stat cu un moș de 79 de ani până dimineața. Fiecare cu gustul lui, asta e, nu, deci în lift, Angelo. Băi, dacă ție îți place, nu mă bag de s-a stricat liftul, Angel, s-a stricat liftul. Și am stat până la 9 dimineața, până când au scos ăștia. Da, dar nici nu am mai avut timp să mă duc acasă, mă schimb, am venit direct în coace. Și ce ați făcut în lift toată noaptea, frate? Ce am făcut? O oră am stricat după ajutor și n-a venit nimeni. După care mușul m-a adormit, știi? Și eu am încercat să-mi fac exercițiile de yoga, dar ce am putut, n-am putut, că ăsta a început să sforeze, horcăie, mă rog. Păi și... La un moment dat am crezut că-l pierd. Băi, Deus, dar nu puteai, mă, să dai un telefon la, bă, nu știu, la administrator, la urgențe, la aia cu lifturile? Nu m-am gândit. Ce faceți, mă? Ce pa, mă? Am Alex. Să duci, ești îmbrăcată la fel ca ieri? Alexei, lasă-o, m-a avut o noapte grea. A, bine, Dea, bine. Auziți, auziți? A venit Mirela? Da, de ce întreb? Ia, uitați-vă la astea un pic. Ce e asta? Eu? Aveți onoarea de a sta de vorbă cu un proaspăt absolvent al școlii de modă, Dana Savuică. Dana Savuică? Dana Savuică? Da, mă, Dana Savuică, Dana Savuică. Pe bune, ești foarte tare, frate. Nu, 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 sunt tare model. Uuuuh! Cum sunt? Bravo, mă. Și fiți atent, asta nu e tot. Vine Dana aici și face un photoshooting pentru o revistă. Pe bune, ești foarte tare, frate, da, foarte tare. Uite atitudinea la uite aici ce sexy e, fii atent, au să-mi zici și mie dacă poți să te ajut cu ceva în chestia asta, știi? Zic, și ia ghiciți așa cam cine o să fie în pictorial. Dana, să voi. Băi, eu mă duc până la magazin să iau niște gustărele, niște bomboane sau ceva, nu știu, să fac așa o măsuță acolo, un tatuaj. De ce? Nu, mă gândeam așa că să fie așa mai o zi mai festivă, mai de sărbătoare, atmosfera cândva, că vreți ceva anume sau? Nu, băi, cam vreți ceva anume, de ok. Nu, stai liniștit, nu ne spune Bogdan, e ok, stai liniștit. Da, fii atent, uite-o pe asta neagră așa. Știi, adică înger căzut. Dar mămica, normal că și-au adus aminte. M-a făcut frumos, ce mă întreb dacă m-a făcut? N-ai văzut azi dimineață? Profesore! A venit și domn profesor. Nu contează care, haide, lasă. Ai văzut, mă, ce presa avea asta? Bă, deci am avut o idee de afacere. Mega vrea, frate, să te zic. Știi cum mergea, tati? Mamă, mamă, mamă. Deci, luam cu frigul din cost de la tartigerii. Cu 3.000.
Tanti Jenny era mega mulțumită, frate, că vedea bani o grămadă. Și eu îl plasam frumos. Bă, că aici e șmecheria. Cu 2000. La chioșcul de ziare. La fostul rodifer, mă. Eu am făcut, știi? Înțelegeți, mă? Bă, dar sunteți varză, frate. Plasam covricul sub piețul preței, frate, ca să cumpere toți numai de la moa. Știi ce zic? Mamă, ce cum se vindea? Ca pâinea caldă, frate, deci ca pâinea caldă. Nu știu ce n-a mers. Cred că m-a săpat ăștia, știi ce zic? Păi n-ai cum, frate, te pui cu ăștia, ești nebun la cap. Trebuie să ai spate să rămâi în industrie, frate. Da, frate, știu ce zic. Dar noroc că Tony cade în picioare ca pisica, știi ce zic? Deci am vorbit cu ăștia de la televiziune, cu ăștia de la OTV, să fac o emisiune de sfaturi economice. Bă, ți-ați făcut frumos, tati, cu bagaboate, cu umor, cu dansul de noapte, cu șmecherie, cu numai Tony știe să fie. L-a plăcut la băie, tati. Ești tatăl lor, tău. Papă. Bună ziua. Bună ziua. Asta? Nu, 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 nu. Sau așa? Nu știu ce să zic. Vă supărați? Vă pot ajuta cu ceva? Da, nu, mulțumim, ne uităm. Auzi, de fapt, ce contează pe Carol? Îmi trebuie doar să ne vadă lumea că am fost pe acolo și gata. Nu mai trebuie să ne vadă, că ne dăm interesul cât de cât. Da. Altele în afară decât cele de aici aveți? Da, sigur. Avem aceste coroane în partea aceasta. Ah, foarte drăguțe. Dar dumneavoastră vezi pentru o persoană, nu? Da, normal. Mă rog. Mă rog. Da, șefa noastră. Am înțeles. Acestea sunt pentru animale de casă. Ah, da? Erau foarte drăguțe. Da? Păi una pentru câini, cred că ar fi potrivită. Cât face? 50 de lei. Pe perfect, o luăm. Termină. O rămâne aceasta? Evident că nu rămâne aceea. Păi, poate atunci doriți să vă arăt un catalog? Vă rog, da. Vă rog. Moment. Un moment. Imediat, în două secunde. Imediat, 2, 3, 4, 5, pești. Secunde. Grăbiți-mă. Ia să vedem noi ce avem aici. Ce avem aici. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vrei o amintire de neuitat? Prețuiește aceste clipe de fericire împreună cu... Nu, acesta este din altă parte. Este de aici, iertați-mă, mă rog, după părerea mea, e o clipă de neuitat. Să nu râdem de aceste chestiuni, totuși. Cele mai frumoase amintiri nu trebuie să dispară odată cu cel trecut în neființă. Creează un omagiu de neuitat cu noua colecție Moartea nu-i ca viața. Floreria Coada Șoricelului vă pune la dispoziție cea mai variată gamă de aranjamente funerare. Buchete, coroane, gerbe, coșuri, inimi și litere funerare. Precum și gama bogată de accesorii. Păi, nu știu, mă gândeam... Ce ziceți? Să fac așa un aranjament cu numele decedatului? Nu știu dacă e potrivit. M-o chema Speranța, nu știu, da, dar știți, Speranța, da, da. Moarte... Am înțeles. Da. Păi poate atunci să ne ușurăm situația. Mai bine să introducem niște date despre decedat în chestionarul nostru. Avem ce un chestionar. Vă rog, imediat, două secunde, vă arăt. Într-o secundă. Două, imediat, trei, imediat, da? Sigur, cum să nu. Introducem aici niște informații și restrângem căutarea. Un fel de personalizare automată, dacă perfect! Da? La nunta noastră ar fi trebuit o chestie de asta. Să nu ne aducem, să nu ne aducem aminte. De, da, da. Bun. Da, domnul Mihai, da. Vreau să subliniez o chestie. Chiar nu s-a întâmplat la noi în bar așa ceva. Niciodată, nu... Bine, ok. Bine, mulțumesc. Așa, ia. Ia să vedem, stai. Stai din unghiul ăsta, e bine? Așa. Deci ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie ceva aici. O schimbare, ia. Asta, așa. Aha, prea multă curățenie. Așa, perfect. Hai să mutăm alța asta. Okay. Stai că te ajut eu, stai puțin. Hai. Să o mutăm pe partea asta că e mai patinată, știi? Și așa? Curge energie, așa mai, știi? Așa. Uite așa. Ok. Da. Măi, să știi că ai dreptate. Nu? E mult mai bine. E super. A făcut bine, domnul model. Ați făcut bine, doamna Dea. Super. Dar mai îmi trebuie ceva. Ceva? Un șomoioc de hârtie, o cârpă, o ceva, știi că vreau să pun sub piciorul masa asta să fie într-o rână, așa, aduc, știi? Aduc eu imediat. Șomoioc de hârtie sau cârpă? Orice. Aduc imediat. Ok, mersi. Da? Ce m-ai speriat. Dea, ce se întâmplă aici? Face Dana să vuică un pictorial cu și despre barul nostru? Dea, tu nu ai văzut articolul din ziar de azi dimineață? Da, dar asta o să fie mult mai tare. E cu îngeri. Cu îngeri. Da, exact. Petrecere decadentă se numește. Nu-i așa că e genial, e genial!
genial! Decadență! Da, genial, da. Genial! Tu ai venit cu ideea asta? Păi, deci de data asta chiar nu e ideea mea. Aștept că aș fi vrut să fie meritul meu, dar de data asta nu e chiar meritul lui Alex. Da. Băi, trebuie să mă stai un șomoloc. Alex. Hei, bună! Bună! Alex! Alex! Da? Vii cu mine puțin până în sala de conferințe? Sala de conferințe? Mm. Scuze! Alex, ce se întâmplă acolo? Facem un pictorial. Un pictorial? De ce facem noi un pictorial la noi aici, în bar? Păi mă gândeam că ar fi bine pentru promovare, știi? Cum ar fi bine pentru promovare, Alex? Tu n-ai citit articolul de azi dimineață? Ba da. Păi și? Ți s-a părut amuzant, nu, ok? Nu mi s-a părut, pentru că am ieșit cu ochii închiși, Mirela, și eram așa cu fața aia obosită. Nu e ok. Alex, fii atent cum face. Te duci frumos la Dana, îi mulțumești foarte mult, e foarte drăguță, dar asta e, trebuie să se care de aici în 2 secunde, Mirela, înțelegi? Mirela, sigur nu vrei să vezi o poză din portofoliul meu, să te mai liniștești? Sau ești în perioada aia lunii, știi? Au! Yeah. Inspectore! Ți-a făcut bagajul? Ce mă, Alex, a apucat de modeling? Da. Da, normal, voi cu pânzarii loaded. Haide, mele. Mamă, uite-te și tu un pic la ăștia. Ce? Sunt foarte tari, nu? Tari? Da. Te mă, la ei cu aripile alea pe ei și în chiloții aia. Ce are, mă? Mi se pare că arată ok. Ei, arată ok. Păi, Bogdane, stai-mi puțin, așa sunt îngerii, frate. Nu știi și tu, Cupidon ăștia. Băi, Angel, uite, aici sunt penibili, pe bune. Zici că e la serbare, la grădii. Dar acolo e normal că e cu copii mici. Frate, nu știu, mie mi se pare că arată ok, pe bune. Deci, e părerea ta. Se pare că arată ok? Da. Pe bune? Da. Să mor tu. Da, mă, da. Bine, Angel, ia jos textila și du-te acolo între ei și dezinează da, și tu. Băi, Bogdan, stai, nu, așa stau nimic. Puțin, am zis și eu ca idee, mă, circu, dar nu așa vreau. Păi, vezi. Acum, dacă... Mă rog, poate am eu o zi mai proastă, că știi cum e. Sunt zile bune, zile rele, zile Loredana, știi ce zic. Da, mă, știu, să mai întâmplă. Da. Apropo de zile și timp așa, în general, cum trec anii, băi, Angel. Parcă mai ieri împlineam 18 ani. Trece vremea ca nebuna, bă, Bogdan. Mhm. Tu câți ani ai acum? 37. 37. Mulți înainte. Mersi la fel, dar de ce mă întrebi? Nu, că așa, mă gândeam doar că arăți de 33, adică fix cu 5 ani mai mult decât împlinesc eu. Du-te, băi. Da. Tu vorbești serios? Da. Băi, Bogdan, pe bune, tu chiar vorbești serios? Da, nu poți să... Pe bune, deci chiar vorbești serios? Eu chiar arăt de 33? Te rog, din suflet, te rog. Nu mă mai ruga, ascultă-mă Alex, puțin, nu mă măcar, ruga, nu ce să ascult. Dacă nu te duci tu, o să mă duc eu și vorbesc cu ea. Dă-te la o parte. Uite, o să lucrez 2 luni, gratis. Alex. Lucrez 3 luni, gratis. Alex. Uite, lucrez în locul tău și las ție toți banii. Păstrează Alex, totul. Îți fac rost de 10 perechi de pantofi Prada originali. Continuă. Mirela, chestia e că n-am făcut treaba asta numai pentru bar. Am făcut-o și pentru mine, știi ce zic? Adică mi s-a oferit prilejul ăsta să pozez și e ceva ce-mi doresc de foarte, foarte mult timp. Nu puteam să dau cu piciorul la ocazia asta. Te rog din suflet, te rog din suflet pentru mine. Știu că acum e stresată cu articolul ăsta, dar te rog din suflet pentru sufletul meu. Pentru sufletul la băiatul, te rog, acceptă să facem pictorialul. Te rog din suflet și nu o să-ți mai cer nimic niciodată. Ok, bine, fă-ți pictorialul. Da, fii atent, faci și tu ceva pentru mine, bine? Orice. În afară de pantofi. Pantofii rămân. Normal. Ok, schimb tot. Hmm? Găsești un concept decent, schimbi tot. Nu mai vreau să văd aici bărbații la bustul gol, cu fulgi, cu pene, cu îngerași, niciun fulg. Ai înțeles, Alex? Ok. Ne-am înțeles? Ok. Auziți, tati? Hai acolo. Mă, dar voi ce trageți mai mult? Adică piept, spate, picioare, ce? Spate, piept, picioare. Și steroizi de care luați, mă? Chinezești, rusești, nemtești, iau de aia rusești. Deloc. Niciodată. Nimic. Cum nu luați steroizi? Păi atunci ce luați? Apă. Apă plată. Apă plată cu lămâie. Aha. Hai că merge, hai că facem ceva aici. Dana. Da.
Ce faci, mă? De ce nu ești gata? Am zis că băieții sunt pregătiți. Da, 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 știu, 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 da. Vreau să te rog să... să... Hmm? Să... Ce zici? Să ce? Să ce? Să facem cumva dezordinea asta să fie mai ordonată, știi ce zic? Adică și chestia asta cu îngeri s-o duce mai mult înspre oameni. Mm, adică păi să fie deja. Mai... Da, 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 știu, okay. Dar mai... mai da. Să fie mai alb, mai, mai acoperit, mai acoperit mai ales, dar mai curat. Da, mai alb, știu, știu, da, dar mai acoperit, mai... Mai alb! Mai... Bravo, mă, ce idee mi-ai dat! Auzi? Adu-mi și mie niște făină. Da, imediat! Da, imediat! Voi, ce tare ești! Făină! Mai alb! Da, mai alb! Da, gata, gata, albă, gata, da. Se rezolvă, se rezolvă. Da. Păi, e ideea ta? E da. Ideea ta. Bine. Gata, mersi. Gata. Nu mai stai mult, da? Că începe telenovela! Bă. Și vreau să văd ce a făcut Alejandra Maria Sanchez, că a răpit-o tâmpitul ăla de Emanuel Gonzago, da? Lăsă-mă să merg cu Alejandra ta, nu vezi că mă uit la meci? O să nu mai e cu de-asta, că m-apucă toți nervii, ai auzit? Ne. Du-te și tu la vecină! Lasă-mă cu ea, lasă-mă, că nu o suport pe Arena, să nu mai văd, să nu mai văd în ochi! De ce, Mariano, ce-a făcut? De ce, de ce? Dai că spun eu acum ce-a făcut! Nenorocita aia ce-a făcut! Știi ce-a făcut? Auzi ce zice ea? Căci că asta, cafea cu parfum de femeie, e mai nașpa decât telenovela aia Iubirea nu respectă reguli, care e turcească. Păi ce să pune spanioli cu turci? N-are nicio treabă, domnule, ce să mai... Ce vrei, Mariana, e chestie de gusturi, ia mă, na, e chestie de... Dai-o ție cu ceva în cap acum. E o trădătoare nenorocită. Păi ce, spune și tu, Alejandra Maria Cortez sau Lupita, por favor, Fernanda, se compară cu turcoaicele alea... Cum le zice? Belda, Merda, că nici nu să le spun pe nume. Ai și tu dreptate, Mariana. E normal că am dreptate, normal că am dreptate. E o trădătoare nenorocită, aia e. Adică, hai tu, bă, leu, Mariano. Nu mai stai mult, că începe, da? Dă-te așa, lasă-mă să mă uit. Mariano, ce facem? Ce facem? Păi trebuie să mergem la cumnată, mi-o la botez cât îi dăm femeie. Aoleo, că mi-am adus aminte. Trebuie să mă duc la coafor. Ce să faci? La coafor? Ce-ai femeie, ești nebună, te mai duci și la coafor, pe la câți bani trebuie să-i dăm? Să nu încep cu păi ce să... Să nu încep ca data trecută ești. Când mi-ai zis că s-a ieșit mai ieftin, s-a ieșit mai ieftin și mi-a făcut singură fermare. Mă omori, Mariano, mă omori, las! De la mine, de la ia, dă-te la o parte de aici. De... Hai! Băi, dă-i drumul de la mașină, băi! E, dracu, lasă-mă că m-ai disperat ea. Îi duci la coafor, ia și ultimii bani, ia și fii atent, ai de mâncare în frigider, da? Ai grijă de Alejandra Maria Sanchez, că nu știi cu ea de la o vreme. Nu prea e în apele ei, da? Du-te! Așa. Alejandra Maria Sanchez! Da, mami! Până vin de la coafor, să ai temele făcute, că dacă rămâi la geografie, te mănânc, auzi? Da, mami! Așa. Cristiano Ronaldo dos Santos și Aveiro! Ia zi, tati! Du-te și ajută pe sorta la lecți! Stai să te-ai minți gaj! Bun! Mă. Tu dă când p***i, te fumezi, mă! Atenție! Zâmbet! Așa dulci, diafani, sunteți îngerași, așa, bravo, bravo, bravo! Mă, nici pe partea stângă un pic, că nu e simetric! Ok, Alex! Alex, da. Hai, auzi, ia lasă-te tu jos, că ți se cam vede burtica, da? Okay. Hai, ok. Super, minunat, minunat. Mai mult decât minunat, sunt mândră de voi. Oricum, da. Te sun eu. Okay. Alex, ok, băieți, stop. O pauză mică, schimbăm cardul și pe urmă revenim, da? Gata, hai să vedem ce pauză. Aici. Hai. Unde? Hai, hai. Alex, ia să vedem. Alex. Alex, tu îți bagi joc de mine? Nu, de, i-am spus, dar... Ce-am vorbit noi doi? Fii atent, muți pectorale ăștia de aici într-o secundă, înțelegi? Sau spori? Zbor, știi? Nu, adică zbor, te dau afară. Ai înțeles? Toți mă, muzica aia mai tare să danseze fetele. Așa? Hai, fete! Hai! Hop! Hop! Așa! Bă, dar nu e nimeni la cameră, frate! Ce-i asta, mă, bătaie de joc, că ți-a nebunit la cap? Ce dracu? Bă, ce dracu, mă, dați mai încet casca aia, că-mi rupeți urechea! Bă, dracu, tu, bă! Pare că avem un telefon în direct.
Alo? Cine e? Eu, mă, nebunule, bebit. Da, mă, ce? Ți-ai tras emisiune, nebunule, eh? Da, mă, da. Tu, nebun, ai rămas, mă, și tare, pe bune, și tare, dracu. Vin, frate, ce vrei? Da, mă, hoi, ia zi, ce faci după? Ce după, frate, că termin la 5 dimineața, să n-am parte, dacă te minți. Păi, și nebun, deci nu vii la ziua lui Vio? Tu de asta mai suna, mă, dacă merg la ziua lui Vio, ești nebun la cap, știi ce zic? Păi, pe telefonul tău nu răspunzi, nebunule, ce să rece? Nu vin, mă, că n-am cum să ajung, că n-aveți cam emisiun. A? A? Bă! Ce vrei, mă? Mai aveți BMW-ul? Da, frate, de ce? Dar cum combinați cu unul care vrea să le are motorul ăla de 2 litri, nu? Ca și aia am zis. 2 litri diesel, frate, zic câți bani? La 5800, cât ai zis? Da, frate, bebiță, deci vorbim, fii atent, dar în momentul ăsta tu închizi telefonul, că am și o puțină treabă și poate să uită cineva, zic. Păi să uită cineva? Cum, mă, că am dat tu și una și mecherea ala și aia, că te las că văd că ai treabă. Auzi, mă? Ce, mă? Bă, întreabă și tu pe fata aia din dreapta dacă îmi dă și mie numărul de telefon. Auzi, care? Bă, tu ești nebun la cap, ții dreptul. Bine, mă, o, te las. N-a sunat nimeni? Deci dacă nu sună nimeni, o să formez eu un număr la întâmplare. Așa. Alo? Alo? Cine e la telefon? Alo, bună seara. Cine e la telefon? Deci sunteți în direct la emisiunea Tony cu invitații lui. Eu desigur sunt Tony. Tu cine ești? Traian Băsescu, la telefon. Da, mă, și eu sunt papa de la Roma. Zi, mă, cine ești? De unde aveți numărul meu? Am format la întâmplare, frate. Bă, dar ce bine îl faci să n-am parte dacă nu. Zi, mă, cine ești? Bă, ce m-a enervat fraierul ăsta să n-am parte. Deci fii atent, ca să vezi cum e treaba în show business, dacă îți pune eu numărul pe ecran, să nu mai dormi tu toată noaptea, știi ce zic? A fetele! Nu mai pot. Pot? Da, te rog. Ia. Mamă, ce zi oribilă. Nu se mai termină ziua asta, e în lup. Bine îmi spui. E cea mai oribilă zi din viața mea. Mă rog, în afară de aia în care am plinit eu 30 de ani. Măi, Bogdane. Bă, sunt singura care vede chestia asta. E o problemă, înțelegi? Chiar e o problemă, da, nimeni nu-și dă seama. O să fie din nou scandal, o să apare din nou în presă. Știu. Mondenii, bordel. Da, normal că asta o să se întâmple. Nu înțeleg. Da, și Alex umblă pe aici, la bustul gol, cu privirea lui de mielușel. Dar ce am făcut? Dar ce am făcut? Păi la ce te aștepți de la Alex? Raging de cards, dancing de club, motorcycli? To the be the best. Ia ușor! Aia că a fost bună! A fost bună prăjitura. Să-ți fie de bine. Mersi. Da, cu plăcere. De ce? S-a întâmplat ceva? Nu, nimica, nu. Ce, mă, Bogdane? Nimica, nu. Hai, mă, ce s-a întâmplat? Nimic. Zici ce s-a întâmplat? N-au intrat banii în bancă? Ce? Nu, au intrat banii, nu, e ok. Pe atunci? Nu, e nimic de genul ăsta, adică suntem ok, cu firma e totul la punct. Ok. Hai că m-ai speriat, credeam că ți s-a întâmplat și ție ceva. Asta mai lipsea. Da. Mă rog, e ziua mea și nu și-a adus nimeni aminte, dar... Uite, da, asta. Și mie îmi place asta, într-adevăr, da. Chiar foarte reușită. Unghiul i-a ales bine, știi? Da. Bea! Ce m-ai speriat! E groasă, mă, da afară. Ce
cineva să vuică? E să vuică, Mirela, ci că dacă nu opresc porcăria asta, zbor. De la aripi? Nu, de la aripi, de-aia, mă, dă afară. Cum să te dăm afară, ca ce chestie? Că nu știu, mă, că ci că e chici, că nu știu ce, că nu știu cum. Cum să fie chici, e foarte mișto. Exact, așa am spus și eu de ea. Alex, n-ai știut cum să-i spui, las că vorbesc eu cu ea, ia stai. V-a ocupat? Da, dacă nu rezolvă, da, mâine dimineață să fie livrat aici, bine? Bine. Ok, 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 ok. Mirela? Vrei să-l dai afară pe Alex? Dacă nu rezolvă, da. Ce să rezolve? Cum ce să rezolve, Dea? Fungii, penele, pectoralii, tot mișmașul ăla de acolo. Să știi că mie mi se pare foarte ok. Păi da, de-aia și mie mi se pare foarte ok, dar așa în sine, înțelegi? După articolul de azi dimineață, nu e de-aia. Nu e ok. E publicitate. Păi e publicitate negativă. Așa era tot publicitate. Da, dar eu nu vreau barul ăsta să aibă o imagine proastă, înțelegi? O, stai puțin. Parcă am stabilit că eu sunt PR-ul locului, nu? Adică eu mă ocup de imaginea barului. Și, da, și articolul care a apărut azi dimineață, înțelegi, și care are, da, nu mai bombănist, da, okay. E tot caracteristic, te rog frumos, păi, da? Nu, lasă-mă să termin. Articolul care a apărut azi dimineață are un efect benefic asupra noastră, dar pentru că avem nevoie de clienți, da? Da. În al doilea rând, lasă-mă, te rog frumos, să termin. Ce ziceam? În al doilea rând, avem nevoie de o atitudine pozitivă, Mirela. Pozitivă, stai-vă și pe tine zâmbind, știi? Seropozitivă. Vezi, cu atitudinea asta negativă nu ajungi nicăieri. Și în al treilea rând... în al treilea rând... Sunt trei rânduri. Da, sunt trei rânduri. În al treilea rând, parcă am decis că toate hotărârile vis-a-vis de bar le luăm împreună. Așadar, nu poți să-l dai pe Alex afară de una singură. Ok, nu pot. Nu? Păi atunci mă dau pe mine afară. Foarte bine. Mirela! Mirela! Cauza decesului? E comic, da. Mă rog, stăteam toți foarte bine ascunși, care pe unde puteam, că e foarte mică. La încăperea și am strigat surpriză! Și restul, Doamne, iartă-mă, vin imaginați. E comic, dacă nu e după tragicomic. Deci, 2-in-1, zi de naștere și deces. Da. Păi, în cazul acesta avem o reducere de 20%, baloane incluse. Wow, excelent! Foarte bine, da. De ce mai aveți? Vârsta? Vârsta... Avem oferte 0-12, 15 ani, 28... 58... 58-40-60... Da. Relația, ați spus șef, șefa, da, șefa. Da. Bun. Cum vreți să fie? Ieftin, clasic, modern, elegant? De lux aveți? Avem, da. De lux. Da. Veselă sau sobră? Șefa? Coroana. Sobră. Bun. În cazul acesta avem baloane negre. Forma? Lacrima, inima? Lacrima. Bun. Uitați. Ia să vedem. Puteți să dați un pic mai jos? Mai jos? Da. Mai jos? Mai. Da. Perfect. Da. Foarte frumos e. Da. E o alegere excelentă. Da. Cât face? 2000 de lei. Noi? Da. Avem 100 de fire de orhidee imperiale, 50 de cale albe imperiale, împletite frumos cu floarea miresei imperială și cu puțină verdeață decorativă. Imperială, nu? Desigur, al lui tot este imperial. Dar dacă am schimba orhideele cu ceva trandafiri, să spunem, cât costă? Trandafiri, 1800. Aoleu, sunt imperial? Da, al lui tot este imperial, am spus. Dar dacă folosim 50 de crini? 50 de crini, 1800. Tot 1800, dar dacă am înlocuit, să spunem, așa, nu știu, cu niște garoafe, mai puțin imperiale, garoafele nu... Sau deloc imperiale, dacă aveți acest ultim. Da. Coroană din garoafe. Exact. Bun. 1200. Auzi, de fapt, nu contează mai mult gestul. Adică nimeni nu știa că suntem rude, oricum, la urmă. Ai văzut. Fiți drăguță. Da? Cât spuneați că face coroana pentru câini? Aceasta? Da. 50 de lei. Pe
Perfect, foarte bine. Luăm. Da. Perfect, da, da, am da, înțeles. Bine să fie aceasta. Panglică vreți? Da, sigur, normal. Ce să scrie pe dânsa? De la cea mai bună fică și angajată, vaia con Dios. Da, 10 lei panglica. Fără panglică e mai elegant. Mult mai, mai elegant. Da. Da, o luăm pe aceasta, vă rog. Înțeles. Să rămână, domnișoară. Bună ziua. Uitați care este problema. Eu am început să am un început de... și a început să se vadă un pic, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da, așa și? Mă gândeam să mă ajutați și pe mine cumva, vă rog. Păi luați aici loc pe scaunul ăsta, dar stați așa, stați un pic. Mulțumesc frumos. Stați un pic, că vin imediat, mai am un pic aici de stres. Da, 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 vă rog, vă rog. Ia. Aici, dă-i aici. Nu ți ia asta de aici. Da, ce pot să fac pentru... Păi, mă gândeam că dacă l-ați face puțin mai vâlvoi, ar ajuta așa un vâlvoi? Pic. Da. Păi... Sincer să fiu, aș vrea să arăt cam poza asta. Ia. Păi da, da, în poza asta... Ce? Care e problema? Nu se mai poartă? Sau care e? Nu, da, în poza asta, că n-am cu ce să... N-am material, n-am... Domnișoare, trebuie să aveți care. Cum adică n-aveți? Hai, dezvolg eu frumos, să stați liniștit acolo în scaun, da? Încerc eu să fac ceva, că sunt profesionistă, bine? Vă rog frumos. Ia. Să vedem ce pot să fac eu. Manuții, mă, n-ai și tu niște gel? Nu, lasă, că nu încep. Poate încercat puțin mai... Să fie tapat așa, mai mult. S-a explodat, da. Păi, dar n-am fitil, n-am... Ia să vedem. Ia. Cu aia poate, se poate face ceva? Ia, stați așa cu capul ăsta, iertați-mă, trebuie, vă rog. Iertați-mă. Să vă vină mai pe frunte așa? Nu, 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 e extraordinar, domnișoară. Doamne, e incredibil, e exact ca în poză, uitați-vă un pic. Da, da, da. Unul la unul. Doamne. Da, mă rugăminte, să nu vă spălați o săptămână, bine, ca să fixeze. Am înțeles, să-mi ziceți că vă datorez. A, nu, 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 e din partea casei, vă rog. Domnișoară, vă rog, nu. Lăsați, nu, e plăcerea mea. Vai, vă mulțumesc din suflet, sunteți un... Mulțumesc frumos. O zi, deci, sănătos. La revedere. Rămâna. Ți-ar netul să-ți fie. Da, mama! Stai, că nu te aud, că e super haos aici. Angel, dă-mă un pic muzica, mai încet. Ia zi. Da, e super distracție, n-auzi? Da, mi-au luat și tort, arată foarte, foarte mișto. Nu, mama, beau doar suc. Ba, Angel! Puteți, mă, să dai mai încet? Da, mă, și mie îmi place piesa asta, dar dă un pic mai încet, te rog eu frumos. Ia zi. Nu, mama, nu, normal. Ce? Nu, mama, ce să cauți aici? Mama, nu veni încoace. Păi, ne, ce să... Alo? Tort. Așa, da, asta îmi place foarte mult. Da, 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 și... Măi, mai multă atitudine, Alex. Înțelegeți? Sunteți pe ultimul... Alex! Da, da, da. E groasă rău de tot. Nu știu, mă dă afară. Mai rău. Te dă și pe tine? Mai rău. Ne dă pe toți? Pleacă ea. Stai puțin. Dana? Dana? Poți să vorbesc cu tine două secunde, te rog? Terminăm imediat, după care vorbim cât vrei tu, da? Ok? O secundică, cea mai scurtă secundică. Mai am două minute, după care poți să-mi zici și lung. Nu e nicio problemă, da? Pregătiți-vă și ce s-a întâmplat la cu aripile noastre? Ce asta, măi? Că vă zbor cu ele de tot de aici, ce-i asta? Stai un pic, stai că e o prostie.
Cum adică e o prostie? Ce e o prostie? E o prostie, tot e o prostie. Adică știu că eu ți-am zis cu îngeri și cu toată chestia asta. Nu e vina ta, adică nu e vina ta, e vina mea. Dar a apărut azi un articol în ziar că cică la noi în bar e nuditate și că nu știu ce și că nu știu cum și... Îți dai seama că toată treaba asta nu e bine, nu e ok, nu... Da, mă, da, nu e bine? Păi și de ce nu mi-ai zis de la început? Am muncit degeaba, ce aici? Dar nu știu, am vrut să apar și eu gol ca tot omul, știi ce? Adică, dacă nu vrei să mai lucrezi împreună cu mine, e ok, eu te înțeleg, să știi. Chiar dacă arăt mai bine ca băieții ăștia care au steroizi degeaba. Aha! E ok, te înțeleg, să știi. Hai, frate, cam de ce a format așa la Panorama, să mori, de ce l-a pus și simplu la tuflare, frate, știi ce zic, oară, Bibi? Bă, știi ce ai noroc? Că nu se uită nimeni la emisiune. Nu, te... Bă, mai așteptăm! Te mă, drăg. Dar, frate, că să mori... Ah! Da, și vă uitați ca broasca la barieră. Dați un par, bă. N-a sunat nimeni? Ce faci, mă? Nu vreau să mă văd, domnule! Faci, mă? Nu vreau! Nu vreau! Nici nu mai trebuie! De... Dați! Da, mă, știu că n-a sunat nimeni, dar stai... Nu oprim nimic! Nu oprim emisiunea, stați așa, stați un pic, că dacă nici asta nu merge. Oameni buni! Dacă nu se uită nimeni la emisiune, o să o fac. Mă jur că o să o fac. Mă mutilez pe viață. Oameni buni, e ultima voastră șansă să vă uitați la emisiune. Oameni buni, mă jur că o fac. Bine! Oameni buni, uitați-vă la emisiune! Oameni buni! Dansați! Oameni buni! Da! Cred că m-am tăiat. Oameni buni! Hola, guapita! Ce tale! Ce faci, iubita? Ce să fac? Uite aici la muncă, tu ce faci? Foarte bine, am venit să fac și ceva la părul ăsta, că auzi, sunt de bărbatul meu și că să-l las așa, ai zis și tu la el ce să mă face, că știu cum e cu bărbatii ăștia. Auzi, azi, ai ce să fac? Ce fac? Te toapez, te coafez, ce fac? Eu știu, mă duc la botez la cumnată mea, știi? Mă gândeam să-mi faci așa genul ăla, știi cum era aia în Suflete pierdute? Sau aia în Paradisul blestemat, știi? Păi, dar genul ce ăla, profesionistă? Așa? Lasă-mă, fată, în pace, că te fac așa gen Esmeralda din trupul dor. Lasă, fată, că nu o suport pe aia, nu o suport! Hai, mă, că arată bine aia! Dar îmi spana că nu o suport! Auzi, da? Știi ceva? A? Fii atent, dar te fac așa ca viperea aia din Fără semn nu există paradis? Nu. A, gata, hai, lasă, că știu. Gata, te fac ca Betty Cea Urâtă când era aia frumoasă, a? Ce zici, Betty? Dacă mă faci tu ca Betty Cea Urâtă când era frumoasă, Dios mio, ești cea mai tare, spun. Lasă, păpușica, că te fac eu, nu știu eu. Ia? Așa. Așa, ia. Să vezi ce poate să facă bărbatul, nu știi? Ca Gonzago ăla când a văzut mă proasta aia de Celina Victoria când cobora din piscină, știi? Hai, ia, taci, că a început show-ul, ia. Stimați telespectatorii, începem în forță emisiunea de astăzi cu un caz absolut senzațional. O doamnă bătută de soțul ei. Cum s-a întâmplat, doamnă? M-am bătut că mi-am pus și eu niște silicone. Dar pentru el am făcut-o. Da. Pentru el. Da, de unde ați avut bani pentru silicone, doamnă? Că e destul de scumpă intervenția, se știe. Am făcut un credit de nevoi personale. Dar pentru el am făcut-o, pentru că mă înșela. Ia uite și pe tâmpita asta. Dar cine crede că și-a pus silicoane pentru soț, păi dacă e tâmpită, normal. Auzi, și conșela bărbasul. Păi dar înșela, normal conșela, nu? Mie nu mai de el, domnule. Nici de vecini, mie de copii săraci. Când mă văd așa cu ochiul ăsta vânătă. Ia uite, la aia are și
copii nenorocită. Dios, păi în loc să ia lapte la copii, dă banii pe prostiile. Păi normal, nebună, dacă arătam eu așa ca tine, până, uite, doamne, bani să ducă la alta. Copita ta i-a dat-o, nene, i-a dat-o. Păi da, i-a dat-o normal. Prima! Bine, dar de unde știți, doamnă, că vă înșeală? Păi lua bani din casă și pleca cu fufa la restaurant. Păi dacă nu își vede de treaba ei... Nu pot să cred. Și ce beau, ați văzut și ce beau? Hapsu! Da, multă lor. Păi toate astea ar trebui să-și vadă de treaba ei. Nu să-și pună silicoare și... Prostii de-asta! Hapsu! Auzi, bibișo, dar închide și tu ușa aia, că mă trage un pic la ceafă cu restul. Mimi! 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 Fix ca Esmeralda aia de nu suport, eu m-a făcut. Băi, habar n-am avut de articolul ăsta. Și e nasol, rău de tot ce v-au făcut. Da. Acum înțeleg perfect de ce nu vroiai cu îngerii dezbrăcați, dar pe bune. Trebuia să-mi spuneți de la început, pentru că eu chiar înțeleg și nu era nicio problemă. Da, știu, a fost așa un fel de telefonul fără fir, da, și... Da, dar oricum așa e mult mai bine, adică e... Da, să știi că tot ideea lui Alex a fost și asta. A, da? Da. E, așa, da, îmi place, cu zâmbet, așa, fasolea, râs cu dința, hai, și ok, și acum te uiți la el, așa și un fel de macho de carpaccio, așa, deci o stare de-asta de bărbat adevărat în puii mei, hai! De bărbat adevărat, atât, da? Ok, bun, și hai! Mulți-a-ntrăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, la aminte, măi, aș uitat, mea. Hai, nu pot să cred, chiar nu contează pentru mine chestia asta. Mi se pare așa niște convenții stupide. Gata, să fugă. Dorință. La mulți ani, dacă știam, te băgam în poze. Pe bune. Nu, dacă e ziua mea, nu... Nu contează dacă e ziua mea, ce contează. Noi, eu zic ca oricare altă. Se poate. Da, contează. Ce faci, mă mică? Hai, ajungi azi? A, te doare spatele. Haide, dar sigur nu vrei să vii, hai că e toată lumea aici. Hai să vezi că mi-a făcut și tort cu fața mea, e super tare. Hai că și Dana să vuică, îmi par. Nu, mă mică, cum să mint? Nu e chiar aici. Mă mică, nu inventez nimic, ți-o dau la telefon dacă vrei. Mă mică, nu... Da, vin la 10. Oh, doamne, ce zi. Păi, deci chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, sincer. Chiar îmi pare rău. Nu, mie îmi pare rău. Mie îmi pare mult mai rău. Îngeri, ce prostie. Care pioare, puf de găină. Din cauza mea a ieșit tot haosul ăsta, tată. Da. Mă rog, nu, Alex. Oricum am reacționat și eu aiurea, rău de tot. Te dau afară. Am dat seama că era la nervi, să știi.
Da, foarte, da, foarte, da, frumos. Foarte bună alegere. Da, exact. Da. Cât face? 2000 de lei. Nu mai nimic. Știu. Mi-am văzut la restaurant acum. Asta vreau să vă întreb, ați văzut? Un vecin de-al meu, e un arab, știi? Se mai vine la noi din când în când. Bine, mai avem o cafeluță, adică... Sunt 100 de fire de orhidee imperiale cu niște 50 de cale. Cu niște sezonate, cu niște mușchi pe margine. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro! Ia zi, tati! Du-te și ajută pe sorta la Alex! Stai să tăi minți țigara! Tu dă când te fumezi, mă! Sau să nu crezi că nu ai să încerci să încerci să-l locuiască. Mă, ce faci? Nu era mai să-l locuiască. Direct să-l locuiască? Știi ce mâncau? Ce mâncau, doamne? Ciorbă de burtă preferata mea! Extraordinar! Îi dădea și ei ciorbă de burtă! Nu pot să cred. Și ce beau? Ați văzut și ce beau? Adică vaccin? Da, din apă plată, eu cu lămâie, că știți cum sunt cufele alea. 10 lei, da, face panglica. Fără panglica e mai elegant. Excelent. Împachetați-o, vă rog. De fapt, să știți că nu merită niciun... Ce să împachetez, frate, la asta? Să nu se împachetează. Împachetați-o în laptop.